Nu va fi numai sigurarea asta. Nu, ai asta, ne filmează pe noi. Am făcut și noi o solicitare, tot așa, pe mail. Că altfel... Din câte ești în România asta va răspuns? Nu, ne-a răspuns. Dacă n-ar fi răspuns, am fi știut. Probabil că a răspuns cuiva din asociația dumneavoastră. Am o mare rugăminte. Deci, noi suntem de la asociație, noi suntem de la jurnal 365 kg. Și la fel am transmis solicitare. Am înțeles. Doamne, aveam un număr de telefon. Pe acea solicitare scrisă care am lăsat-o aici la dumneavoastră. Aveam un număr de telefon. Un nume pe mine. Păi nu, dar știți ce? Mi se pare că suntem luați de... Nu, dar haideți să păstrăm un ton. Dar de ce nu v-a sunat și pe mine să-mi spuneți, doamna Dula, nu vă primește și refuză orice... Nu refuză niciun fel de colaborare cu dumneavoastră. Ba da, așa va să interes. A răspuns adresei. Asta eu știu. N-am primit nimic. Probabil că a răspuns, v-am spus... Nici confederație nu a primit nimic. Sau confederației, am o mare rugăminte, mesajul meu de telefon. Era pe, este pe adresă, dacă a fost citită, că numărul meu de telefon este. Am trecut o săptămână și ceva de când am dat-o să spună, deci nu este de acord, înseamnă că are motive să nu stea de vorbă cu noi. Nu e pregătit. Poate să fie domnul 5 minute, cam așa e obligația dânsului, eu să mă adresez. Păi dacă dânsul nu mă sună, este cel din pe nu mai am. Pe nu să știi ce am tot venit și am tot discutat. Și am mamele, nu știu câte ori am venit cu doamna. Și eu cu așa am rezultat. Și așa am rezultat. Deci să înțelegem că domnul Cuțucă nu este pregătit să stea de vorbă pentru proiecte legislative care dânsul le inițiază și le primește. Sunt servite de alții, da? Cum am mai citit cu referire la dânsul, sunt servite de alții și conștiente că dumneavoastră trebuie să-i spuneți asta cu dumneavoastră, nu? Păi dacă nu mă primește, ce să vă spun? Și eu vă repet, vă spună, dacă nu, eu știam că s-a răspuns la adresă. Nu, nu s-a răspuns la nimeni. Da? Dacă mă pun să ajungem în comisie, vă dați seama când se va pune proiectul și se va dezbate că domnul Cuțucă nu a luat legătura cu niciun agent economic. Cu cine s-a sfătuit dânsul? Sunt foarte curioasă când a făcut asta. Credeți, dacă s-a sfătuit cu toată lumea. Cu doar cu o parte din operator care... Cu toată lumea. Păi nu e interesat de cine știe. Pe noi nu ne-a contactat nimeni, doamnă. Eu vă înțeleg circul. Sincer, da? Eu vă înțeleg. Păi vedeți, dar cum vă permiteți dumneavoastră să... Nu, dar cum vă permiteți să spuneți că venim cu un cip? Păi, suntem niște persoane care considerăm că nu ni se respectă anumite drepturi, doamnă, care... Nu, da? Nu, și cum spuneți să vin cu circ aici la dumneavoastră? Dar noastră care noastră ne... Păi nu, dar... Păi cum și ce gândiți că vin cu circ? Dar noastră care ne refuzați să stați de vorbă cu noi? Cum adică? La mine este... Aia ce este? Voastră, dar dumneavoastră nu țipați în birou. Păi de ce nu m-a sunat doamna să-mi spuneți că domnul Cuțucă? Mi se pare că probabil că mă tratați ca alții cetățeni pe care nu le răspunde și... Deci, noi avem un dialog foarte deschis. Nu este niciun dialog, doamne. Părind de o lună în continuu, de când am citit proiectul. Poate este dialogul, dar nu dăm de domnul. Cum putem să dăm de domnul? Vă sună, vă repet. Mai avem un singur pas de făcut. Să stăm să... Să punem cortul în față și curându-l vom face... Este alegerea dumneavoastră. Păi, altă soluție. În halul ăsta s-a ajuns. Este alegerea dumneavoastră, vă repet. Da, o să ne și la București, pe YouTube și televiziunilor, că nu stă de vorbă cu populația. Este la latitudine. Are obligația, doamnă, spuneți să-și aducă, să citească statutul, care are obligația să stea de vorbă cu cetățenii sau numai cu cine vrea. Da. Atunci, aveți toate pările necesare, puteți face absolut ce considerați dumneavoastră. Da. Vă rog foarte mult să nu mai țipați în birou, pentru că aici nu se țipă, după cum bine vedeți, da? Da. Colegele mele au treabă. Vă rog foarte mult. De asemenea, aș aprecia foarte mult dacă nu apar pe această nici vocea doamnă. Legea cred că o știm cu toții. O știm cu toții. Ce bine că știți legea numai că vă interesează pe dumneavoastră și partidul nostru, dar nu știți legea când privește și drepturile altor cetățeni. Deci m-am exprimat foarte. Și eu m-am explicat foarte clar, doamnă, că domnul Cuțucă nu primește decât anumiți agenți economici de la care primește. E o acuzație. Nu este nici mult. Da, au făcut acuzații și șeful de la ANAF, domnul, doamnă, când a făcut proiectul acela în 2018. Ce problema dumneavoastră? Da? Așa, și nu s-a mai întâmplat nimic cu acuzațiile aduse de alții, numai mie mi-aduceți acum că vaia vă duc acuzații și că s-am grijă ce vorbesc. Păi de atâta timp când am venit cu vorbă bună, am venit cu zilele aici și le-am rugat să ne explice și nouă proiectul acesta, pentru că ne vom prezenta în comisie, să nu creadă că stăm așa, da? Și pur și simplu l-am prins în fața sediului și mi-a zis, l-am prins, că așa a zis, dacă o să mă prindeți, o să stăm de vorbă. Dar ce mă înjoc de a prinselea cu dânsul? Probabil că nu s-au să facă o glumă de a simțul dumneavoastră umorului. Da, nu am simțul umorului, doamne, când este vorba de... Se caută să simțul umorului, că stai și când ești un om mult timp. Deci am înțeles
înțeles care este poziția domnului deputat nu, eu nu și poziția dumneavoastră, că am toate pârghile, atunci mă voi folosi de ele, da? Și mă voi adresa și la conducerea penală din București, dacă ei se acoperă unii pe alții, da? Vorbesc foarte serios. Nu se poate așa ceva, să nu te au, deci am venit atâtea ore aici. Dom'le, am venit și să face solicitare în scris, dar nu vreau să fac ce fel de solicitare să-i mai fac. Am făcut-o și în scris și verbale și ce fel de solicitare mai vrea ca să stea de vorbă pe, deci nu pentru proiecte de viitor, pe un proiect care dânsul zice că l-a scris și l-a inițiat. Dacă l-a făcut dânsul, ar trebui să nu-i fie frică să stea de vorbă cu noi. Și vă repet, aveți da? Tot ce e necesar. Da. Mulțumim. Mulțumim. La revedere.